Aquatim anunță lucrări la conducte în mai multe zone din Timișoara. Joi 18 aprilie, între orele 1.22, se va executa o conectare de conducte la intersecția căii Stan Vidrighin cu strada profesor dr. Aurel Păunescu Podeanu. Lucrările fac parte din proiectul Execuție Rețele Apă și Canalizare Timișoara Sud de Lot 2, iar pe durata lor presiunea va fi scăzută în partea de sud a orașului, inclusiv în cartierele Freidorf, Șagului, Dâmbovița, Steaua și la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, se recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată. Transmit reprezentanții Aquatim.